După 500 de cereri în ultimele 16 ore, poate mai puțin, despre cum am scăpat de acne, deoarece am pus storiul ăsta, v-am arătat cum arătam în iunie și cum arăt acum, mi se spune finuț în timpul liber, nu neapărat că nu mai am coșul, dar nu mai am acne și nu mai am toate urmele pe care mi le-a făcut acnea, așa că în acest videoclip la cererea voastră, o să vă spun sau o să vă dau cele mai bune sfaturi despre cum am scăpat de acne fără să iau Roacutan, pentru că foarte multe lume m-a întrebat, ai luat la Roacutan? În primul rând, n-am fost în viața mea la dermatolog, asta e cert, nici măcar, cred că am fost la doctor de 4 ani sau 5, am fost la dentist, dar, după cum vedeți, noua achiziție, va apărea și jos în curând. Și în anul trecut, actually, din iarnă până în vară, tenul meu era într-un downhill, efectiv ca un snowball, ca un bulgăre de zăpadă, doar că negativ, a tot coborât, iar tenul meu deja în iunie, în vară, era fucked, era foarte nasol, mă dura foarte tare fața, aveam cicatrice aici, de fapt o să las niște poze, pentru că chiar, sincer zic, acum o să dau un disclaimer, nu am fost niciodată gen insecure, nu aveam o insecuritate în legătură de acnea mea și mereu mi s-a părut că e ceva super normal și mereu găseam scuze de genul, ok, e ceva normal pentru vârsta mea, e ceva normal să am acne la vârsta mea, e pubertatea sau cum îi mai spuneam, tot glumeam că uite acum mi-a venit pubertatea asta, pentru că dacă nu știai, am suferit de anorexia cu ceva timp și chestia gen fucks with your hormones și cu siguranță cred că a avut un impact sau ceva. De-aia că foloseam scuza asta ca să nu am grijă de tenul meu. De asemenea, în 2021, cam din ianuarie până în iunie, a fost una dintre cele mai ocupate perioade ale vieții mele și cele mai stresante. Am luat parte la un startup, mi-am deschis prima afacere, a trebuit să nu mai fiu sărac și să fac mai mulți bani, am trecut și printr-o relație toxică, etc. S-au întâmplat o grămadă de lucruri, plus că m-am mutat dintr-o garsonieră minusculă într-o casă mai mare. Și toate lucrurile astea cumva au avut impact asupra sănătății mele și asupra tenului meu, for sure, pentru că nu am mai mers așa des la sală, nu am mai avut atât de mare grijă cu ce mănânc și cu ce fac și să-mi spăl fața și să nu mai pun mâinile murdare pe față. Există desigur o grămadă de sfaturi basic despre cum să ai grijă de tenul tău și nu o să mă dau acum vreun expert în ce înseamnă să ai grijă de tenul tău. Actually, videoclipul ăsta va fi unul din cei mai sincere videoclipuri în care o să-ți explic cum am scăpat eu singur de acnea foarte nasoală, gen durea, pur și simplu durea și nu îmi provoca disconfort pentru că, știi, doare, ustură, îți vine mereu să strângi coșurile și nu știu, nu te simți neapărat confortabil și aș vrea din nou să mai fac disclaimerul ăsta. Sper ca oricine are acne și să uită la videoclipul ăsta să nu se simtă neapărat insecure. Pentru că, din nou, mi se pare un lucru normal, dar pentru că e normal chestia asta, mai ales la adolescenți, nu cred că ar trebui să faci din asta o scuză să n-ai grijă de tenul tău, de cum arată fața ta. Și, again, eu n-am fost niciodată deranjat, chiar dacă mereu am făcut videoclipuri, chiar dacă mereu m-am afișat de chestia asta, oamenii îmi spuneau, ok, coșul ăsta e... N-am avut niciodată o problemă în legătură cu cum mi-arată fața. Dar, din iunie până în momentul de față, pot zic că tenul meu e aproape curat, chiar azi mi-a apărut un coș sau chestii genul. Mai apar ocazional, e, din nou, foarte normal. Totuși, dacă e să facem un comparison, motivul pentru care am avut atât de multe cereri în ultimele ore, pur și simplu am evoluat destul de mult. Așa că în acest videoclip îți voi da cele 5 sau, nu știu, nu neapărat, stai, asta. Așa că în acest videoclip voi vorbi despre cele 5 sfaturi care m-au ajutat să trec de acne fără să iau Roacutan, pentru că știu că are un impact destul de mare asupra hormonilor și de asemenea fără să merg la dermatolog și nu spun neapărat că asta e o recomandare. Cred că ar trebui să te consulți cu un dermatolog înainte să îmi iei neapărat mie sfaturile, dar cred că astea sunt sfaturile cel mai eficiente care m-au ajutat să trec de acne și să nu mai am acele cicatrici pe față, etc. Tot a început undeva prin iunie, când am început să nu mai stresez atât de mult, să nu mai am atât de multe treabă, de cele mai multe ori din iarnă până la începutul verii lucrez extrem de mult, e o grămadă de stres și am o grămadă de chestii de făcut, iar în vară
3 luni de cele mai multe ori sunt pe party mode și am chef să mă distrez, fac o grămadă de lucruri, petreceri, etc. Și probabil ăsta a fost unul dintre actually factorii numărul 1, primul sfat pe care o să-l dau aici este să nu te mai stresezi atât de mult. Știu că pare stupid, însă odată ce am eliberat o grămadă din factorii pe care nu aveam control și care mă țineau foarte stresat și frustrat din unele puncte de vedere, atunci am început să mă vindic și eu mai mult ca individ, deoarece am avut persoane mult mai calitative în jurul meu, nu m-am mai stresat atât de des, m-am mutat într-un loc în care personal cred că e mult mai igienizat, mult mai aerisit și am început să stau în locuri în care overall chestiile erau mai curate, dar ce nu pot zic că garsoniera mea era cea mai aerisită chestie în staff și nu pot zic că până atunci am stat în locul în care aerul era curat sau chestii genul, dar cred că mici factori precum să nu mă stresez atât de mult, să mă eliberez puțin timpul ca să am grijă de mine, a fost actually unul dintre factorii care au determinat să încep să-mi vindec fața. Al doilea sfat, acesta e mai mult pentru oamenii leneși care nu prea au foarte mult chef și timp să se documenteze despre self-care și skincare and stuff. Adevărul e că mi-am făcut prietene care erau super interesate de domeniul ăsta și cred că majoritatea fetelor par mult mai interesate decât băieții și probabil mai o grămadă de băieți să se uită la videoclipul ăsta, dar adevărul că băieții cumva sunt shamed. Le se spune că sunt fete dacă fac skincare și de cel mai multe ori bărbații în general, foarte mulți dintre ei, oamenii pe care cunosc, bărbații pe care cunosc, nu prea își dau importanță atât de mult cu skincare-ul. De exemplu, cum eram și eu, nu prea dădeam importanță deloc și nu spun că acum dau importanță. Dar odată ce am început să-mi fac prieteni care erau mai interesați de domeniul ăsta și chiar cineva lucra în domeniul ăsta și făcea tratamente de microneedling, unde am fost și eu prima dată, actually doare, foarte tare. Nu vreau să te sperii, nu vreau să te sperii sau chestii de genul microneedling-ul, chiar cred că e un tratament super fain, că vine vorba de hidratarea feței, de serurile pe care ți le bagă în ten și chestii de genul și cred că a ajutat foarte mult, nu doar o singură ședință cât am fost, dar recunosc, a durut și m-a durut și după, fața ta e roșie, arăți ca un rac, te ustură, well, frumusețea doare uneori. Totuși, făcându-mi acești prieteni, am cam înțeles ceea ce ar trebui să fac, ce produse să cumpăr. Pur și simplu, unele persoane s-au oferit să mă ajute să-mi aleg produsele, chiar să le cumpere pentru mine și eu să le dau banii. Deci, chestia asta m-a ajutat foarte mult în proces ca să nu-mi bat eu capul cu ce produse să aleg sau să caut pe social media cum să scap de acne and stuff. Bine, acum, norocul tău, eu sunt aici ca să-ți dau sfaturile astea astfel încât să nu faci greșelile pe care le-am făcut sau să treci de chestia asta mult mai rapid. Al treilea factor care m-a ajutat extrem de mult să scap de acne a fost sportul. Odată ce în vară am început să fac mult mai mult sport, să transpir mai mult, să dau mai multe toxine afară, să respir mai bine, să am un nivel de oxigen mai bun în sânge, cred că chestia asta actually are foarte mare importanță și pentru persoane care nu au grijă de sănătatea lor, adică nu fac sport zilnic și da, spun sport zilnic, aia care spun dar de ce trebuie rest day? Unde e rest day? De ce mergi zilnic la sală? Pussies. Mergi la sală, probabil am o zi din săptămână în care nu merg pentru că ori fac ceva ca să mă relaxez psihic mai mult pentru că mă duc la sală, nu neapărat să fac mușchi și să mă fac mare, mă duc la sală să mă relaxez. Dar faptul că am creat obiceiul ăsta și a devenit o parte din identitatea mea să mă duc zilnic la sală, să transpir, să mă mișc, cred că asta a avut un impact overall, nu doar pentru fața mea, ci și pentru corpul meu, cum mă simt, cum arăt în general și chestii care overall m-au ajutat destul de mult. Al patrulea sfat care e legat foarte, foarte mult de mersul la sală și desigur când mergi la sală ar trebui să ai și o rutină, ar trebui să te antrenezi cu un antrenament care funcționează pentru tine și aici mai este ceva care, sincer, e din nou unul din cele mai importante sfaturi, nutriția. Și guys, nu vreau să par din nou clișei și probabil n-am văzut niciun videoclip despre acne și cum se scapă de acne vreodată pe YouTube sau chestii genul, pentru că n-am căutat niciodată, cum am spus, n-am fost niciodată destul de insecure încât să caut chestii genul și nu-i rău dacă ești ok, dar dacă efectiv chestia aia cu ești ceea ce mănânci și mi se pare atât de reală, pentru că când aveam acne foarte mult, nici nu îmi păsa de ce mâncam mereu chestii care erau cheap, mâncam chestii care nu făceau neapărat bine sănătății și odată ce am început să mănânc mult mai multe alimente care îmi fac bine feței, adică ananas,
care, by the way, e mai mult decât un beneficiu care ți-l aduce la față. Când am început să mănânc mai des, de exemplu, castraveți, roșii. Roșiile sunt fruct sau legumă? Lăsați în comentariu ce credeți dacă roșiile sunt fruct sau legumă. Din câte știu, roșiile erau fruct. Dar odată ce am început să mănânc fructe, legume și overall alimente care conțin foarte mult apă, care mă pot hidrata, și am început overall să mănânc mai sănătos, să nu mai mănânc în oraș sau chestii de genul, chiar dacă probabil acum pe Instagram o vedeți în fiecare săptămână în oraș, mereu încerc să fac niște alegeri sănătoase bazate pe ceea ce mi-ar face bine mie la corp, gen cu siguranță am oprit să mai dau comandă de la Mac sau de la KFC sau chestii de genul, pentru că știu că nu fac bine deloc și, again, ești ceea ce mănânci. Și astea două sfaturi, mersul la sală și mâncatul sănătos, chiar cred că sunt cel mai underrated sfaturi când vine vorba de acne. Pentru că foarte mulți oameni nu fac sport și foarte mulți oameni nu sunt atenți cu ceea ce mănâncă, și mai ales pentru adolescenții care stau cu familia și poate familia nu a avut încă o educație ce ține de nutriție, mănâncă ce le servește părinții și chestia asta nu neapărat e ceva foarte sănătos. Deci, cele două sfaturi pe care le-am dat acum, să mergi la sală și să nu neapărat la sală, să faci sport și să mănânci sănătos, sunt probabil cele mai valoroase sfaturi pe care ți le pot da. Și de asemenea, al cincilea sfat sunt produsele pe care le folosești. Nu o să mă dau expert, nu o să spun că știu foarte multe firme de cosmetics, de skincare, de chestii de genul, intru în Sephora doar când intru și iubite mea, și de cele mai multe ori nici nu cred că Sephora e locul din care îți cumperi chestii de skincare. Cred că farmacia Tei e locul perfect în care poți să găsești produse de skincare. Personal, cele care au funcționat cel mai bine pentru mine au fost produsele de la Acne Me, și văd chestia asta pentru că am tenul mult mai hidratat, fața e mai luceasă, pentru că mă întreabă lumea acum, wow, ce ai făcut, ești atât de finuț, atât de sexy. Adevărul că am încercat să am minim grijă de fața mea, să nu mai pun atât de des mâna pe față, să folosesc unele produse care funcționează pentru mine, și n-am folosit foarte multe. A fost doar Acne Me, Tetra Force, cred că a fost încă un brand de creme pe care le-am folosit și cred că au funcționat. Dar overall, toate aspectele astea pe care le-am discutat până acum, faptul că nu m-am mai stresat atât de mult, faptul că am început să stau cu persoane care sunt educate în domeniul ăsta, n-a trebuit să mă duc la dermatolog sau să iau Roaccutan, ceea ce, adevărul că n-am vrut să iau Roaccutan pentru că eu știam că poate să-mi afecteze starea de bine, poate să-mi afecteze modul în care lucrez, modul în care mă simt overall, și am zis că no, eu nu iau chestia aia, și știu că e o chestie super puternică și la unii oameni e o problemă atât de mare încât să iau Roaccutan. Mi-a făcut prieten care erau pasionați de chestia asta, chiar și o persoană care lucrează în domeniu, n-a trebuit să face o secundă research pentru chestia asta. Sport, mult mai des, am început să transfer mult mai des, să dau toxinele afară din corp, probabil niște suplimente nutritive pe cum omega-3, ginkgo biloba, ashwagandha, colagenul e o chestie foarte bună pentru piele, deci toate chestiile astea cred că au un impact destul de bun asupra tenului meu, mai ales sportul. Alimentația sănătoasă și mai importantă, dacă nu ești destul de onest cu tine încât să, bă, eu porcă în momentul de față, mănânc KFC sau mănânc în oraș în fiecare zi, mănânc alimente procesate, nici măcar nu-mi pasă ceea ce bag în mine, nici nu te aștepta să ai un ten mai curat și nici nu te aștepta să ai un ten mai curat sau un corp mai frumos dacă nu faci sport și mănânc sănătos. Și în al cincilea rând, și am spus asta în al cincilea rând pentru că mi se pare că nu ar trebui neapărat să încerci direct produsele în cazul în care nu faci ceea ce ți-am spus în primele 4 sfaturi, nu neapărat aia cu prieteni, că te poți documenta și singur în cazul în care n-ai persoane interesate de chestia asta. Dar dacă nu începi puțin să-ți reglezi mai mult starea ta emoțională și nu faci sport și nu mănânci sănătos, produsele alea actually nu vor funcționa atât de mult. Este exact ca suplimentele nutritive, dacă mănânci ca un porc sau nu mănânci deloc, nu e ca și cum îți vor salva viața și te vor duce la nivelul următor. Deci încearcă să găsești niște produse care funcționează pentru tine și nu încerca să fii super cheap pe asta, adică încearcă produse de calitate. Dacă vrei să ai rezultate, încearcă produse de calitate, cum am spus, farmacia Tei, dacă ești din București, nu știu dacă mai există și în alte orașe, locul din care
oamenii pe care îi cunosc își cumpără skincare și de acolo probabil mi-am și eu din nou, nu mi le cumpăr singur, pentru că nu s-a educat atât de mult încât să mi le cumpăr singur. Dar astea au fost cele 5 sfaturi care personal pe mine m-au ajutat complet să îmi schimb tenul. O să mai las niște imagini pe aici astfel încât să vă arăt practic transformarea și chiar sper cât mai mulți tineri să înțeleagă că lucrul ăsta nu e un lucru de care să te simți prost sau nu e un lucru care să te facă să te simți insecure. E ceva normal, în cazul în care e o problemă, e o problemă care nu ar trebui să gen nimeni să-ți facă shaming pe ea și e foarte important ca în perioada în care te vindeci să te accepti așa cum ești, pentru că au fost perioade, mai ales după ce am făcut micronii din gola și chestii în care tenul meu se curățase foarte mult, dar după aia iar a revenit perioada în care tenul meu era distrus. Dar, din nou, e un ride, e ca un mountain rose, gen asta, și cu și business-ul și cu tenul. Uneori poate să fie super bine, uneori foarte prost, cine știe, urmează perioada în care îmi scot propria colecție de NFT-uri, nu mai vreau să lansez o afacere în Web3. Chestiile astea poate să mă facă atât de stresat, pentru că cu siguranță o să am mai multe responsabilități și o să mă apară din nou coșuri și nu o să spun neapărat că asta e cauza, pentru că să fie cineva în comentarii că de unde știi tu ce se întâmplă cu tenul, că nu te-ai documentat. Bă, asta a funcționat pentru mine, am făcut videoclipul ăsta pentru că voi mi-ați cerut să vă spun lucrurile care au funcționat pentru mine și vă spun sincer, dacă cine se uită la acest videoclip și are acne și face ceea ce am explicat în acest videoclip, chiar toți pașii aia cu prietene care știu sau prietene care știu despre domeniul ăsta, pentru următoarele 6 luni, majoritatea dintre voi vei scăpa de acne. Nu e ceva care se întâmplă peste noapte, dar vă zic că majoritatea dintre voi o să scăpați de acne dacă faceți ceea ce v-am spus în videoclipul ăsta. Așa că, dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să apeși butonul de like și subscribe, pentru că chiar încerc să fac videoclipuri pe teme care personal sunt importante pentru mine și pentru voi, pentru că am văzut cerere și de asemenea încerc să vă ajut din ce în ce mai mult din punct de vedere financiar și din punct de vedere al vieții, pentru că mă consider un model pentru voi, mă las sală zilnic, mănânc în marea majoritatea timpului sănătos și de asemenea se întâmplă să mai am și grijă uneori de tenul meu și mai nou și de dințișoarele mei, pentru că după 12 ani mi-am trecut frica de dentist. By the way, pot să vorbesc despre tema asta în cazul în care vreți, pentru că mi se pare că având în vedere problemele grave pe care le-am avut când eram copil cu dinții și acum având curajul să trec de frică, să-mi fac carele de tartrar și chestia și să-mi pun aparatul dentar, lucrurile merg destul de bine. Nu cred că nimeni ar trebui să aibă frică vreodată de un profesionist, în cazul în care chiar un profesionist. Așa că, dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să apeși butonul de like și subscribe, pentru că chiar încerc să fac videoclipuri pe teme care personal sunt importante pentru mine și pentru voi, pentru că am văzut cerere și de asemenea încerc să vă ajut din ce în ce mai mult din punct de vedere financiar și din punct de vedere al vieții, pentru că mă consider un model pentru voi, mă las sală zilnic, mănânc în marea majoritatea timpului sănătos și de asemenea se întâmplă să mai am și grijă uneori de tenul meu și mai nou și de dințișoarele mei, pentru că după 12 ani, am trecut frica de dentist. By the way, pot să vorbesc despre tema asta în cazul în care vreți, pentru că mi se pare că având în vedere problemele grave pe care le-am avut când eram copil cu dinții și acum având curajul să trec de frică, să-mi fac carele de tartrar și chestia și să-mi pun aparatul dentar, lucrurile merg destul de bine. Nu cred că nimeni ar trebui să aibă frică vreodată de un profesionist, în cazul în care chiar un profesionist. Și nu uita să-mi dai subscribe, nu uita să-mi dai follow pe toate rețelele socializare. Sunt foarte activ pe Twitter unde pun chestii despre crypto, sunt foarte activ pe Instagram unde pun chestii despre marketing și business, pe TikTok am același conținut, dar cred că sunt foarte underrated momentan și o să spun chestia asta până când ajungem la 1 milion de subscriber și ne vedem în videoclipul următor. Îți mulțumesc că ai vizionat acest videoclip, las un like, un subscribe, un comment și te pup, ne vedem în videoclipul următor, pa, pa!